Primele antrenamente s-au derulat ieri în serii de câte 6 sportivi sub comanda directă a lui Ilie Stan. Lotul Gloriei s-a reunit încă de alaltă ieri, atunci când roșii-albaștri au efectuat vizita medicală. Tehnicianul buzoian a declarat că vor fi 2 luni grele pentru jucătorii săi, deoarece aceștia vor trebui să se reacomodeze cu regimul de efort specific unui sportiv de performanță după pauza forțată de 3 luni. A fost o perioadă grea, o perioadă în care nu au avut șansa să nici măcar să alerge, dar să mai se întâlnească cu mingea și îți dai seama că își dorea lucrul ăsta, să începem și să intrăm într-o perioadă, eu zic eu, mai grea, dar plăcută, pentru faptul că practic urmează pregătirea. Și îți dai seama că de ce spun mai grea, pentru că atât timp când nu am făcut 3 luni ceva pregătire, normal că ce mi-am propus ca în momentul de față să avem 8-9 săptămâni în care să pregătim campionatul viitor și să ne realizăm ceea ce ne propunem. Din fericire, oficialii Gloriei au obținut acordul celor de la Viitorul pentru prelungirea împrumutului a 2 piese de bază din sezonul trecut, Tucaliuc și Nedela. De asemenea, la echipa a revenit fostul capitan Ciprian Petre după împrumutul la Focșani. Iliesta trebuie să rezolve și transferurile câtorva tineri, întrucât FRF impune folosirea obligatorie a unui jucător născut după 2000 și a unuia născut după 2002. Avem acceptul împrumutului Tucaliuc și al lui Nedela. Chica Rosa, care și el i-am prelungit, am reușit să-i prelungim împrumutul. Revenirea lui Ciprian Petre la echipă, da. Și ce să spun, și așteptăm acum să urmăm în Liga 1 și Liga 2 și după aia să încercăm să mai aducem, eu știu, un portar. Trebuie să aducem doi juniori de 2002, pentru că știți că de la anul trebuie să avem un junior în teren de 2002 și un de 2000. După ce sezonul în curs va fi încheiat, șefii de la Gloria intenționează să mai transfere un portar, un mijlocaș și un atacant. Vor să mai aducem un portar, un vârf și un mijlocaș peste ce avem acum și să formăm un loc de 25 de jucători, să nu mai fim, eu știu, 30-35, să plătim banii aiurea și să nu avem posibilitatea să acoperim tot ceea ce ne propunem. Tehnicianul buzoian nu a dezvăluit deocamdată dacă vor fi și plecări din lotul buzoian.